18 persoane, 10 bărbați și 8 femei au fost implicate în dosarul Goșol, clan care a racolat și traficat mai multe tinere din județul Olt. Aceștia au fost condamnați în primă instanță de Tribunalul Olt, iar sentința a fost contestată la Curtea de Apel Craiova. Zilele trecute, magistrații doljeni au pronunțat decizia definitivă. Aplică inculpatului Florin Goșol pedeapsa principală cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse principale stabilite, inclusiv cele repuse în individualitatea lor, respectiv 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa principală de 8 ani închisoare. Se arată în sentința Curții de Apel Craiova. Pedeapsa dată de Curtea de Apel Craiova pentru liderul grupării, Florin Goșol, este redusă cu 2 ani față de cea stabilită inițial de Tribunalul Olt. În același dosar au fost condamnați și alți membri ai clanului condus de acesta. Remus Goșol are de executat 4 ani și 10 luni, iar Nicușor Zamfir, fost Goșol, a primit 8 ani de închisoare. Alți 4 inculpați în dosar au fost condamnați la pedepse între 2 și 3 ani închisoare cu suspendare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2006-2014, membrii clanului condus de Florin Goșol au racolat din județele Olt și Dolj peste 30 de fete, printre care și minore, pe care le-au obligat să se prostitueze în țări precum Italia, Spania și Germania. De pe urma victimelor, proxeneții au strâns peste 500.000 de euro.